Dimineața. Droguri, arme, valori, metale prețioase? Acum nu, suntem în prospecție, data viitoare. Opa! Liniște! Liniște! Bună seara, dragi meseni! Bună seara, stimați oaspeți! Bună seara, oaspeți din România! Bună seara, oaspeți din Republica Moldova! Bună seara, toată lumea! Ne-am adunat aici pentru... o nuntă! Pentru o nuntă! Te supăra, badiță, când am vrut să-ți dau guriță. Nu te supăra, badiță. Здравствуйте. Я маленькая, лифт со мной не едет. Вы не могли бы довести меня до 10-го этажа? Nu am înțeles nimic din ce ai spus. Ta ești un idiot. Nu mai mânci tu pensia de veteranul mie de ani. Bun, ce-mi place mai mult. Da, clar. I'm Julius Hesibon. Îmi place filmurile și regizorii și actorii și animalele care sunt în film. Și atmosfera. Încercăm să facem o comedie romantică, care e un gen din start prizat de public și care, din păcate, e relativ rar, cel puțin în cinematografia românească. Eterna poveste a Romeo și Julietei, care, de fapt, se structurează foarte clar în acest film și, de fapt, că umanul și dragostea este baza tuturor lucrurilor pe această planetă. Este un scenariu foarte frumos. Simt că e o felie de viață pe ce a făcut el. Ar putea să se întâmple exact așa. Permiteți să vă filmez? Câțiva actori din România, mai mulți de aici, nici pe cei din România nu știam înainte să vin aici, ne-am cunoscut pe tren, în drum încoace. Sunt caractere diferite, personalități diferite, știi, și sper ca NAP și cred că reușește asta să le orchestreze, să le dirigeze cum trebuie, știi? Că fiecare, Vioara începe într-un fel, ăla cu aia într-un fel, știi? Sper să le orchestreze cum trebuie, să iasă simfonia. Acțiune! Thank you.
fără echipa de aici, filmul nu putea fi făcut, în primul rând. Deci, sigur că noi am avut de depășit tot felul de lucruri pe care nu le știam despre Moldova. Experiența noastră e cumva asemănătoare cu experiența personajelor din film. Dar dacă e să vorbim de echipa de aici, lucrează cu pasiune și faptul că participă unii dintre ei la prima producție, e compensată, practic, lipsa asta de experiență cu multă bunăvoință și cu multă implicare, așa, chiar personală. Stimați oaspeți de la România, ia să vă prezint eu și ne mândrim noi. Hai! Senia, poate oaspeții din România sunt obosiți. Da, da, da! Teatrul Național Mihai Eminescu, sala de orgă, primăria, Catedrala Metropolii, Arcul de Triunf, Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt. VHTV Studio și-a dorit și își dorește să producă și filme lungmetraj. Și această ocazie a apărut acum 2 ani, când regizorul Napoleon Helmes ne-a solicitat să acceptăm să fim coproducători acestui film pentru Moldova și toate zilele de filmare să se realizeze în Moldova. Cu toate problemele care ne-au stat în față, am reușit să le rezolvăm, am reușit să punem la punct pregătirea filmărilor, realizarea castingului, stabilirea locațiilor, negocierea cu locațiile, negocierea cu actorii, cu echipa de filmare, cu cazare, masă, transport și așa mai departe. Nu cred că într-o altă țară să reușea timp de 10 zile să pregătești producția cu banii puțini care au fost, în așa fel încât în momentul în care a venit echipa întreagă de filmare, în momentul în care s-a stabilit prima zi de filmare, când s-a spus tragem motor, să fie totul gata. Secvență 20, 1 tras 5. Stop! Hai! Primul cadru tras! Aici! Hop! Ia-o cea mai mare! N-a luat-o cea mai mare, i-a lăsat-o în producătură! Ține-o tu pe asta. Ai iau-o tu pe aia. Ține-o tu. Ai iau-o tu pe asta. Echipa de film este extraordinară, deci este o combinație foarte frumoasă între basarabeni și români. Și deja m-am îndrăgostit în toți. Bine, hai că trebuie să mergem să rezolvăm o chestie de producție acum. Da, imediat, mă iertați, dar trebuie să plec. Nu înțeleg. Spuneți-mi, vă rog, cât e ora? Păi nu există dificultăți de comunicare chiar și între echipa din România și o parte din echipă care nu cunoaște română. Există niște... chiar gesturi. Liniște pe platou! На площадке вообще есть один общий язык, это язык кино. Am mai fost în Basarabia și o să mai vin. Deci mă simt foarte bine. Mă simt ca acasă.